Există ceva mai bun decât să ieși în oraș într-o ținută nouă, superbă? Nimic nu poate strica acest moment. Ce? Aia sunt porumbei? Bună, păsărelelor! Unul tocmai a făcut? Bluza mea nou-nouță! Trebuie să fac un duș! Ajutor! E ok! Ridică mâinile! Bine! Scot asta de pe tine cât ai clipi! Vezi? Acum partea de jos! Sau mai degrabă noua ta rochie! Un mic decupaj sau două și vei avea o nouă ținută! Bine! Mâna, te rog! Wow! Trebuie să armonizăm ținuta! Ai mai mare nevoie ca mine de cureaua asta? E aproape gata! Wow! Ușurel! Hei, noua ținută nu e rea! E chiar mai drăguță decât prima! Mulțumesc! Nicio problemă! Acum defilează! Oh! Fă-ți treaba, dragă! Ăsta da truc genial pentru fete! Ai grijă, cuvântul ăla! Ador după amiezile de duminică! Oh, uite-o! Astea sunt pentru tine! Nu înțeleg! Ce? Ce caută iubitul meu în astea? Și cine-i fata asta care e cu el? Uite cum mă privește! Nu-mi vine să cred! Trebuie să crezi, pozele nu mint! Ah, răcoritor! Următoarea mișcare e a ta! Oh, groaznic! Bună, iubito! Surpriză! Surpriză? Bună! Pentru tine! Și astea sunt pentru tine! Vrei să-mi explici? Deci, haide, vorbește! Serios? Oh, pa! De ce sunt nesimțiți, băieții? Trebuia să-mi fi dat seama! De ce nu mă iubește? Nu e corect! Ha? E Kevin! Vrea să iasă cu mine? Wow! Îi voi trimite o poză ca să confirm! Aoleu! Nu cu acești ochi de raton! Știam eu că trebuia să mă dau cu rimel rezistent la apă! Nu se ia! Haide! Deci, ce avem aici? Lacrimi de rimel? Vin imediat! Bună din nou! Dar mai întâi să dispară! Ce se întâmplă? Va dura doar o secundă! Nu! Te rog! E doar o bandă adezivă, vezi? Oh! Îți voi arăta cum se face! După ce totul e la locul lui, alegeți nuanța! Apoi aplic-o așa pe pleapă! Nu uitați să o faci pe ambele părți! Arată bine! Gata! O treabă bine făcută! Cum arată? A dispărut toată mizeria de la rimel? Pentru că se simte minunat! Da, arată drăguț! Ar fi bine să plec! Mersi mult! Ha? Sunt eu, vezi? Nu te putem lăsa să treci prin asta singură? Nu se poate! Chiar nu a fost nicio problemă! Pa! O să încerc să mă machiez, nițel! E mai greu decât mă așteptam! Nu! Așa! Am nevoie doar de un deget ca să storc nițel! Ce mizerie! Bleac, scârbos! O să mi-l aplic direct pe față! Hei, nu-i așa de rău? Super! Am nevoie de o singură mână ca să-l întind. Sper să nu fie prea mult. Oh, așa! Cred că l-am uniformizat. E timpul pentru buze. Așa! Uf! Rapid! Să nu curgă! Cred că de aici îmi începe buza. Ok, mă descurc. Hei, Betty, ce mai faci?
Te-ai uitat în oglindă recent? Ești mai înfricoșătoare ca un clovn! Uite! Ha? Ah! Ce-am făcut? Iu! E ok, nu te panica! Șterge-te! Peste tot! Of, ce mizerie! Ai nevoie de un pic de ajutor la întinsul fondului de ten! Ha? Wow, nu știam că există așa ceva! Aplică fondul de ten pe pensulă și pune-ți-o pe față! Uniformizează totul pentru tine! Oh! Wow, chestia asta îți salvează viața! Sunt iar frumușică! Oh! Și pentru buze încearcă asta! Apoi pune-ți-o pe buze! Așa! Boboticul! Ok, cred! Oh, a mers, a? Super! Oh, aproape că uitasem! Ce faci acolo? Sprâncenele mele, vezi? Oh. Nu am niciun moment de liniște! Ce zi minunată! Poftim? Cu cine vorbește David? Ce drăguță e! Nu o să fiu niciodată la fel de frumoasă ca sirenele populare! Oare produsele mele de machiaj sunt ce trebuie? Am nevoie de ceva colorat! Poate că trebuie să gândesc atipic! Ciorapii tiplase sunt soluția! Sunt super pregătită pentru schimbarea asta! Îmi încape capul în ei? Am reușit! Am nevoie de un strop de culoare! Folosesc ciorapii tiplase drept șablon! Trebuie doar să apăs pensula peste ei! Trebuie să-mi acopăr pomeții! Apoi adaug încă un strat de culoare! Și acum, momentul adevărului! Arăt superb! Sunt o sirenă superbă, părerea mea! Dar n-am terminat încă! Un pic de gel cu sclipici face toți banii! Face toate culorile mult mai intense! Trebuie să-l aplic cu o pensulă! Acum, hai să adăugăm câteva perle, adevăratele bijuterii ale oceanului! Cu cât mai multe, cu atât mai bine! Dar pentru a atrage ca lumea atenția, am nevoie de șablonul ăsta! Ochii închiși! Ce machiaj ciudat! Într-un sens bun, evident! Dar tot am nevoie de puțin sclipici! Nu degeaba sunt sirenă! Acum n-are cum să nu mă observe! Și, pentru buze atrăgătoare, un luciu roz perlat! E super apetisant! Mua! Fix așa voiam să arăt! Urează-mi noroc! Și asta e motanul meu, Whiskers! E super amuzant! Wow, frumos! Da, nu-i așa? David? Unde a plecat? Vorbește cu altă fată? Nu e corect! Peștii îți scot ochii în evidență! Ador revista asta! E o sursă de inspirație! Sunt atât de multe stiluri interesante! Wow! Ia uite! Câtă eleganță! Mi-ar sta bine cu așa ceva! O să încerc și eu locul ăsta! Trebuie să-mi verific trusa de machiaj! Oh, am sclipici! Ăsta e perfect! Îmi înmoi degetul în el! N-am nevoie de mult! Și apoi, e timpul să strălucesc! Acum îl aplic pe obraj! Ha? Nu e bine! De ce n-a mers? Tu cine ești? Sunt zâna ta bună a machiajului! Oh, unde ai fost toată viața mea? Vreau să-mi strălucească fața! Dar sclipiciul ăsta nu e bun! Nu? E o problemă! Dar stai liniștită, de aia sunt aici! Speram să zici asta! O să-l agit puțin! Hei! Hei! Trezește-te! Iuhu! Alo? Hai, somnoroasă! E timpul să te trezești! Ha? Mamă? Nu pot să dorm toată ziua! Ce vis ciudat! Stai! Cum m-am machiat? Hai, de gândește-te! Cred că mi-amintesc ceva! Oh, te-ai întors! Ai ratat cea mai bună parte! Voiam să știu ce să fac mai departe! De ce m-a trezit mama? Ce pot să fac?
Ce face mama? Beți toți, micuțelor? Oh, tu pari însetată! Stai așa, asta pare cunoscută! Da, ăsta e răspunsul! Cred că am deslușit misterul! Știam eu că vei reuși! Am nevoie de o plantă de aloe! Mamă, îmi dai mie aia? Poftim? Unde a dispărut? Exact ce-mi trebuia! Să începem! O să rup o tijă din planta de aloe. Acum îmi trebuie o sticluță. Storc frunza până când iese sucul. Pot să-l colectez în sticluță. Uite ce minunăție! Cred că am strâns tot sucul. Acum îmi trebuie sclipiciul. Îl torn în sticluță. Nu vreau să vărs nimic. Ajunge! Acum trebuie să le combin. Folosesc un bețișor de lemn ca să le amestec. Ce drăguț arată! Abia aștept să aplic amestecul. Cred că-i gata! Acum îmi trebuie capacul sticluței, o să folosesc un dozator cu pompă. Gata! Acum o să mi se schimbe rutina de machiaj! Și totul datorită zânei mele bune! O să-l testez! Îmi torn un pic în palmă. Uneori mai puțin înseamnă mai mult. O să-mi tapotez clipiciul pe pomeți. Wow, ce plăcut e! Machiajul meu o să arate grozav și tenul meu o să radieze! Fac la fel și pe partea cealaltă. Trebuie să-l tapotez ușor. Și gata! Arată perfect! Abia aștept să metalez machiajul! Și i-am zis, alea sunt scoiuci adevărate? Și el a zis, la cine te holbezi? La tipul ăla care se scobește în nas? Doar nu-ți place de el, nu? Tu nu vezi ce văd eu! Wow! Eu văd ceva scârbos! Îmi face cu mâna acum? Madison? O să fiu iar atentă la tine acuș! Bună! O, da! Ăsta e momentul meu! Nu vrei să faci asta, Madison? Știu! Madison, vrei să testezi parfumul meu? Mersi! Vreau să miros bine pentru bărbatul meu! Habar n-are Madison că ăsta nu e parfum. Vin acum, scumpule! Hei! Ce e mirosul ăsta dubios? Miroase a pește mort! Stai! Vino înapoi! Nu e vina mea! Frate, a fost atât de jenant! Nu era potrivit pentru tine, draga mea? Acum să revenim la povestea mea! Machiajul e gata! Ne vedem în apă! Pe curând! Apa e minunată! Vii? Vin acum, bine? Vai! Ah, cu grijă! Ah, apa asta chiar e rece! Ah? Bună! Poate vrei să-ți reaplici... Haide! A fost grozav să notăm! Ăla e machiajul pe care abia l-aplicasem? Ce trist! Știu ce te poate ajuta! Un strop de magie de sirenă! Ești gata să fii sirenizată? Te rezolv eu! Să nu uităm de sclipiciul magic! Arăți așa de bine! E nevoie de astea? Ce urmează? Uită-te la tine! Wow! Chiar te pricepi! Ești cea mai tare! Mersi! Mergem? Uhu! Și acum, momentul adevărului! Wow! Un concurs de frumusețe? Super! Mă bag! Vreau să scap de tot părul de pe față. Adio, ceară de urechi. Wow, vai de mine! Mi se face rău. Acum sigur o să câștigi. Clar. Ah, știu și eu niște trucuri de frumusețare. Și nu mă costă nimic. Vezi ce ingenioasă sunt? Banana nu e bună doar la micul dejun. Trebuie să-i stompezi puțin. Nu-i așa că arată bine?
Acum am nevoie de un strop de culoare. Ce nuanță mop frumoasă! Arată extraordinar! Sunt gata de prim plan! E timpul să-mi împletesc părul! Am nevoie de o șuviță subțire de păr, pe care o să o prind între cârligele astea. Sunteți gata, șuvițe superbe? Urmează ceva intens! Am prins și a doua șuviță și a treia. Wow, ce repede se mișcă! De ce mi-aș mai folosi mâinile? Gadgetul ăsta face treaba grea în locul meu și nu mi s-a încălcit deloc părul. Încă puțin, trebuie doar să-mi prind codița la capăt. Nu trebuie să te desfaci bine. Gata, acum am un păr superb. Și bentița asta se potrivește perfect. Sunt super talentată. Trebuia neapărat să merg la baie. Mă simt extraordinar. Ok, unde rămăsesem? Wow! Cine i-a împletit așa părul lui Naomi? Aș vrea și eu codițe. Așa arată fața mea? Ce păr îngrozitor am! Hârtia asta e igienică! Știu ce pot face cu ea! Trebuie doar să împăturesc într-o fâșie subțire. Încă puțin! Acum că e gata, o să mai împăturesc o dată fix așa. Acum urmează partea cea mai grea. Gata! Sunt gata să-mi ondulez părul. O să încep de jos și o să rulez până sus. Încă puțin, apoi o să leg aici sus. Trebuie să mă asigur că o strâng bine. Cred că le-am prins bine de tot. Oare cât o să dureze? M-am plictisit. Trebuie să-mi pun cumva sângele în mișcare. Super, sunt gata. O buclă. Mai am doar câteva șuvițe. Și... wow! Uite ce bucle superbe am! Parcă aș fi venit direct de la salon! Stai așa! Hârtia fusese folosită? Poate n-o să observe nimeni! Wow! Ce de bomboane! Aș vrea și eu ceva dulce! Dar trebuie să mănânc pachetelul adus de acasă! Asta e! Apelez la trucul clasic cu iaurt și cacao! Are gust bun, dar nu e ceva sofisticat! Merge! Iată prânzul, domnișoară Naomi! Pleacă de aici! Wow! Prânzul adus de un majordom pe o tavă de argint? Sunt pentru rutina mea de înfrumusețare! Încep cu fondul de ten. Cu peria asta îl voi aplica uniform. E mult mai bine decât dacă mi-aș folosi degetele. Vezi cum îmi acoperă uniform tenul? Nu mă mai machiez decât așa. Ok, cred că e perfect. Ce distractiv pare! M-am murdărit bine de tot, văd! Stai puțin! Nu pot folosi degetele, dar ce să folosesc? Oul ăsta are coaja fină, nu-i așa? O să-l împrumut puțin! Hei, încercarea moarte n-are, nu-i așa? E fix ca un burățel de machiaj! Se aplică mai bine decât cu degetele? Ce bine că iaurtul ăsta are aceeași culoare ca tenul meu! Cum arăt, Naomi? Stai, nu te văd! Îți place? Stai, nu-ți place? Îți vrei oul înapoi? Există o explicație! Cum mi-a ajuns asta între dinți? Nu-i bai, asta o să rezolve tot! Sunt gata! Hai, odată se întâmplă ceva? Nu simt nimic! A dispărut? Trebuie să mă spăl pe dinți! Și am nevoie de multă pastă de dinți. Deja îmi simt respirația mai proaspătă. Gata cu mopul. Ce mult îmi place pastila asta. Uite ce dinți albi am. Ce conține cutia asta aurie? Ceva strălucitor, sper. N-ar strica un plus de strălucire pe dinți. O să-mi ridic buza de sus, așa. Sunt gata de înfrumusețare. O să-mi împodobesc dinții de sus. Sau poate toți dinții. Deci, ce părere ai? Super! Îmi plac! Arată superb! Dinții tăi au nevoie de ajutor, nu glumă? Ce? Galbeni? Sunt! Naomi? Trezește-te! Hai, trezește-te, Naomi! Te rog! Ești bine? Alo? Naomi, vrei să chem pe cineva? Cine a mâncat ouă stricate? Hei, ce-ai pățit? Dinții tăi sunt de vină? Ce jenant!
Să știi că am o periuță de dinți. O să mă spăl rapid pe dinți. Oh, ce păr tare are! Acum e mai bine? Nu! Of! Stai așa! Vin imediat! Ignoră-mă, bunico! O să împrumut asta rapid! Fiu! Uite ce dinți albi! Oare mi se potrivește? Ugh, intră cam greu! Deci, ce părere ai? Îmi stă bine, nu-i așa? Mă poți invidia, să știi? Sper că am tușul de ochi la mine! E o singură cale de a-l găsi! Așa, mult mai bine! L-am găsit! Trebuie să-mi trasez o cotiță! Oh, sunt egale? Nici acum? De ce e așa greu? Am o urgență! Ok, mereu are o urgență! Poftim! O să mai încerc o dată! A ajuns! Gata cu tușul de ochi trasat greșit! O să mă ajute acest gadget simplu! Trebuie să fac asta înainte de toate! Și gata! S-au aprins? Super, nu-i așa? Parcă aș avea un machiaj robotizat! Demne de o regină! Super! Oh, am și eu niște gadgeturi și instrumente șmechere! Ia să vedem! Ce am de aici? Uitasem cam acoarelele alea? Ok, clar pot folosi creioanele astea. Am uitat de ochelari. Ok, nu prea se transferă culoarea, nu-i așa? N-are rost. Nu s-am niciodată ochii frumos conturați ca Naomi. Voi folosi acoarelele astea pe o hârtie. Stai! Aveam răspunsul corect în fața ochilor. O să colorez colțul unei pungi resigilabile din plastic. O să folosesc mai multe culori. Acum urmează partea distractivă. O să apăs vârful direct pe pleapă. Acum fac la fel în celălalt colț al ochiului. Arată interesant? E clar că da! Eu arăt mai bine! Ah, dacă spui tu, ochii mei arată super! Serios? Ah! Wow, ce buze frumoase! Ale mele n-o să arate niciodată atât de bine! Sunt prea subțiri și neinteresante! Hai, umflați-vă! Cum pot să vă fac mai pline? Buza asta de sus de ce nu rămâne umflată? O să le lipesc mai bine! Cine n-ar vrea să sărute buzele astea? Nimeni! Am nevoie de un efect de aspirație! Ups! Ce mă fac? Ce bine s-au lipit! Ok, n-are rost. Stai! Buzele mele? Ce pline par! Nu vine să cred că trucul ăsta chiar a funcționat. Arată delicios! Nu m-am mai simțit niciodată atât de atrăgătoare. Stai! Dacă funcționează în cazul buzelor, aș putea să-mi umflu și fundul. Super! Merge? Hai odată! Ce ciudată e! Unde rămăsesem? Ia să vedem ce am aici. Ce adorabil arată! Vino încoace, micuțule! Ce moale ești! Vino aici! Ține-l puțin! Așa! Asta căutam! Și uite, masca arată ca un cap de pisică! Oh, ce bine e! Mi se potrivește perfect! Dar cum rămâne cu degetele mele? Sau mai bine zis, cu lăbuțele? Miau! Ce bine e! Îmi vine să torc puțin! Dar nu e cazul. Wow, uite ce buze pline am. Drăguț, nu? Dar se poate și mai bine. Vezi? Wow, vreau și eu să încerc. Hei, nu e rău deloc. Să facem. Bună, știu, arăt fabulos. Fă-mi o poză, o să ai mai mult timp. Nu am mai făcut asta niciodată. Wow, cât atenție mi se acordă! Vă place părul meu? Eu l-am aranjat! Deci, pe care dintre noi o preferați? Ia să vedem! E o decizie grea, nu-i așa? Stai, despre cine vorbesc? Deci, ne-am hotărât? Super! Gata, domnișoarelor!
Ne-am hotărât! Ai câștigat tu? Dar și tu! E egalitate! Hei, nu ne deranjează! Ah, ce bine am dormit! Cât e ceasul? Oh, nu! Am întârziat! Și n-am timp să-mi aranjez părul! Auleu! Trebuie să mă mișc rapid! Știu ce pot face! Sper să funcționeze! Wow! Ce schimbare rapidă! V-am impresionat, nu-i așa? Stați așa! Bună! Am venit la petrecere! Poți intra! Hei! Seară frumoasă! Eu pot intra? Stai puțin! Trebuie să port ceva strălucitor și nu văd nimic de genul ăsta! Serios? Dar îmi place rochia mea! Se pare că nu pot merge la petrecere! Wow! Ia uite! Am o idee! E timpul să-i distrag atenția! Dacă vrea strălucire, o să-i ofer fix asta! Oh, ce-i ăsta? Încetişor! Trebuie să mă mișc rapid! Hei, ce faci acolo? Pleacă de aici! Câtă lipsă de politețe! Dar am un inel nou! Ce rost are! Psst! Hei, aici! Tu cine ești? Fii atentă! Wow, ce de opțiuni! O să le cumpăr pe astea! O să te coste! Mersi, tipule misterios! Nu m-ai văzut! Trebuie să trec la treabă! O să-mi prind gablonzurile astea în păr! Ce ușor e! Acum clar strălucesc! Trebuie doar să apăs pe acest gadget și gablonzurile mi se lipesc de păr! Wow! Iuhu! Ce mult îmi place melodia asta! Aoleu, câtă strălucire! Știu, arată extraordinar! Wow! O să te integrez perfect! Mersi! Ador stilul ei! Arată bine! Ce trebuie să mai fac? Știu, duș de ochi! Fix ce-mi trebuie! Trebuie să trasez o cotiță! Ok, nu asta voiam să fac! Ok, o să mai încerc o dată! E mai greu decât pare! Nu pot ieși arătând așa! Oh, nu, n-am timp de asta! Ok, concentrează-te! Încetişor! Oh, s-a terminat tușul! Hai odată! E gol! Ce enervant! Trebuie să mă curăț la ochi! Hei, Ashley, ești gata? Trebuie să mergem! Ashley, e totul bine? Se pare că nu! Ce machiaj interesant! Am avut un accident legat de machiaj! Nu-i bai, te pot ajuta! Ai nevoie de niște scoci! Serios? Lipește-l în părțile laterale ale feței! Ah, m-am prins! Aș putea încerca? Folosește acest truc pentru o linie perfectă de tuș de fiecare dată! Lipește-ți o bucată de scoci pe sub nas și sub ochi! Apoi lipește altă bucată deasupra fiecărei pleoape! Știu că arată ciudat, dar ai încredere în mine! Acum ia niște fard negru de ochi pe deget! Și freacă degetul de colțul ochiului! Scociul e o barieră eficientă! Apoi dezlipește scociul! Vei obține un machiaj perfect! Ce bine arată! Îmi place la nebunie! Ți-am spus că să funcționeze, dar trebuie să plecăm! Ah, ok! Mai am foarte puțin! Gata! Ce urmează? Aș putea să-mi aranjez și părul! O să-mi stea bine cu el ondulat! Acum trebuie doar să aștept! Cred că ajunge! Poftim? De ce nu e ondulat? De ce nu funcționează? Nu înțeleg! Cablul!
L-ai ros? De ce? Nu am cum să-l repar. De ce pățesc mereu asta? N-o să am niciodată părul ondulat. Te simți bine, scumpo? Ce-ai pățit, draga mea? Nu mai merge ondulatorul de păr, uite! Poate te pot ajuta. Am nevoie de peria asta de păr. Poftim? Mama, vreau bucle! Mai întâi o să iau o șuviță de păr și o să o înfășor în jurul mânerului periei. O să o strâng bine de tot. Avem nevoie de căldură, așa că o să folosim uscătorul. Apoi o să desfac șuvița ondulată. Nu cred! Nu te opri, mama! E foarte ușor! O să-ți stea foarte bine! Asta e ultima șuviță! Ok, am terminat! Ce părere ai? Arată perfect! Mersi, mama! Cu plăcere, scumpă, o distracție plăcută! Ce articol interesant! Cred că o să mă dau cu ruj! Ce culoare drăguță! Mersi, mama! Pa! Pa! Seară frumoasă! Ce repede a crescut fetița mea! Oh, nu! Cămașa mea! Am o pată de ruj pe manșetă! Nu iese! O să-mi folosesc pămătuful! Sigur o să meargă! N-a funcționat! Fardurile lui Mindy! Trebuia să fi folosit asta! Iu, era să uit! Am nevoie de pudră! Stai jos! O să-ți arăt ceva! O să-ți placă! Ok! Uite, un truc util! Ia niște pudră de obraz cu o pensulă! Apoi dă-te cu ea pe buze! Nu te mișca! Ai nevoie doar de un pic de pudră! Gata, ajunge! Dă-mi un pupic! Rujul nu se mai ia! Mersi! Pa! Acum trebuie să scap de urma asta! Bună! Stai jos! Scuze, e prima mea zi! Mai întâi o să-ți pilesc unghiile! Ia-o mai încetișor! Ok, hai să alegem o culoare! Care îți place mai mult? Ups! Îmi place cea blă! Bună alegere! Stai puțin! Ai grijă! Oh, nu! Uită-te la mine! Ce-ai făcut? A fost un accident! Hei, ești bine? Iuhu! Mă gândeam la ceva! Poți să împrumut aia? Bereta mea? Nu, pensula! Ok! O să fie utilă! Scoate vârful pensulei de pe mâner, apoi bagă vârful într-o sticluță de ojă. Ok, hai să-ți colorăm unghiile. Așa nu o să vergi nimic. Oja se aplică direct pe unghii. Wow, ce idee bună! Cum ți se par? Wow, arată extraordinar! Clar o să mai vin la tine! Mă bucur să aud asta! Poftim! Îi meriți din plin! Mersi! Pa! Trebuie să țin minte trucul ăsta și la următoarea clientă! Bună, fetelor! Hai să-ți facem o nouă coafiură, Naomi! Amețesc! După ce părul tău e răsucit, o să-l aranjez într-un coc. Ok, te poți opri! Hiu! Acum trebuie doar să-l fixăm! Gata! Rapid, simplu și arată grozav! Urăsc să fac curat! De ce trebuie să fie totul atât de prăfuit? Durează o veșnicie! Trebuie să fie o cale mai ușoară de a curăța podelele? Părul meu e peste tot! Bleah! Blestemul de a avea părul lung! Nici măcar nu văd ce fac! Trebuie să-mi iau o menajeră sau un robot care face curat! Hei! Dă-mi-l înapoi! Nu mai mânca părul! Dă-i drumul! Ok, gata!
Trebuie să fac ceva în privința asta. Foarveca! Exact ce-mi trebuie! Tu ai cerut-o? Stai! Poate n-ar trebui să fac asta. Aș putea să folosesc elasticele astea de păr în schimb. Pare o idee mai bună. O să separ două șuvițe din părul din față. Apoi o să le leg sub bărbie. Uite așa! Îmi trebuie alt elastic de păr. Acum trebuie să separ șuvița asta de păr și să o leg de alta. O să pun elasticul ăsta un pic mai jos ca primul. Arată bine! O să fac la fel pe partea cealaltă. Vreau să creez un fel de rețea. Acum știu cum aș arăta cu barbă. Ok, e aproape gata. O să-mi leg părul la bază. Trebuie să mă asigur că e prins bine. Mă bucur că am făcut asta în loc să mă tund. Dar mai trebuie să fac ceva. O să trec chestia asta peste cap. Wow! E perfectă coafiura! Părul meu nu o să mai stea în cale acum. Se pare că mă întorc la curățenie. Am atât de multe fire de păr rebele! Noroc am gelul ăsta. Ar trebui să le țină locului. Efectiv, nu pot să-mi fac părul să stea potolit. Ha? Ce face Naomi? Îmi dai și mie chestia aia? Normal! Cât gel folosești? Încă puțin! Baza bună trece prin meșdiarea. Wow, ce faci? Serios, îți sunt recunoscătoare. Sigur. O să mi-l aplic în păr. Da, altă viață. Părul meu sigur nu o să se mai miște acum. Ai folosit tot gelul? Doar atât a rămas? Ce mă fac? Știu! Trebuie să iau ceva din ghiozdan. Gata! Fix ce-mi trebuia! Wow! Ața asta dentară o să rezolve problema! O să-mi trec ața dentară peste păr! Ceara de pe ea o să-mi netezească părul! Merge! Părul meu e perfect! Îmi place părul tău! Mersi! L-am făcut cu ața dentară! Îmi dai și mie aia? Bine! Trebuia să mă fi gândit că o să se întâmple asta! Ok, am nevoie de prietene noi! Cartea asta e atât de bună! Nu pot să o las din mână! Abia aștept să aflu ce o să se întâmple! Ce spune? Am nevoie de mai multă lumină! Nu văd să citesc cuvintele de pe pagină! Ce e aia? Iu, ce scârbos! Cine face așa ceva? Trebuie să-mi curăț mâna! Aha, șervețele! Sunt ok! Nu, nu se poate! Aia e gumă? De unde vine? Trebuie să scap de ea! Brusc regret asta! Bleah! Ce scârbos! Of, nu pot să stau acolo! O să citesc în pat! Stai puțin! Am ceva în păr? Sky! Salut, colega! Asta e guma ta? Trebuie să plec! Hei, vino înapoi! Bine! Ia uite! Păi, mi-a venit o idee! Parcur! Revin imediat! Nu te mișca! Sky! Ce? Asta o să rezolve totul! Spuma de păr? Poftim? Ai atât de multe de învățat! Privește! O să masez spuma în părul tău! Cum o să mă ajute asta? Și apoi pot să trag guma! Wow, vrăjitorie! Șmecheră faza, nu-i așa? Vai, ești uimitoare! Mersi! Mie mi se întâmplă mai des decât ți-ai imagina! Nici să nu te gândești! N-ai văzut nimic! Wow! Sunt atât de plictisită! Trebuie să mă machiez! Ador nuanța asta! Știu! Hei! Bună! Deci, pot să iau biletul ăsta? Te rog! Te rog frumos! Nu, e al meu! Părul lui Naomi ar putea să fie mai frumos. O să ajut eu.
O să pulverizez pe perie niște colorant pentru păr. Culoarea asta o să-i stea bine. Trebuie să acopăr peria. Cred că ajunge. Nu o să bănuiască nimic. O să fie super! Ok, ce urmează? Ah, părul meu! Îl periez rapid și o să fiu gata! Huh? Părul meu frumos! E mov! Arată grozav! O să fac și partea cealaltă! Îmi place la nebunie! Mersi, Claire! Ah, da, nicio problemă! Am ceva pentru tine! Woohoo! Ce antrenament grozav! Simte cum arde! De ce sunt antrenamentele atât de intense? Ok, fandări! Urăsc fandările! Nu te supăra! Îmi stai în cale? Vorbești serios? Wow, este o premieră! E vreo problemă? Nu, continuă! În fine! E amuzant! Uite ce păr ai! Îmi place la nebunie! Vorbești despre mine? Ce-are părul meu? E cam răvășit! Ok, e super răvășit! Trebuie să-l prind! Ah! Am nevoie de șiretul ăla! E timpul să fiu vicleană! Eu trebuie să mă odihnesc! Și să beau ceva! Sunt ca un ninja! Nici nu se știe că sunt aici! Trebuie să fiu rapidă! Ah, mult mai bine! Aproape l-am luat! Infracțiunea perfectă! O să-mi leg șiretul prin împletitură! Și o să fac la fel și cu cealaltă împletitură! E ca și cum ți-ai pune șireturile la Adidas! O să merg până în creștetul capului! Acum o să-mi las părul liber! Nu mai e răvășit! Și pot să-mi continui antrenamentul! Ok, o să mă reapuc! Wow, ce bine arată părul ei! Trebuie să continui! Arată mai bine ca părul meu! Chiar sunt impresionată! Vai! Ouch! Ok, m-a durut! Ai picat fix în nas! Ți-a plăcut? Bună! Ce a fost asta? Cine lasă așa ceva pe aici? Nu înțeleg! Trebuia să-ți fi văzut fața! Mă bucur că ți se pare amuzant! În fine! Wow, leu, cut! Au! Ce e asta? Hello, Kitty? Fă un cadou, ha? Huh? Cred că aș putea face asta! Bună, Wendy! Ce e? Asta e pentru tine, ha? Huh? Serios? Asta? Miau! Ha? Huh? Wendy, tu ești? Îmi place asta! Bună! Poți să-mi spui Hello Kitty? Minunat! Îmi place! Hei, ghici ce? Tocmai am văzut cea mai tare chestie! Stai! Mai ușor! Ce s-a întâmplat? Ii, m-a invitat în oraș! Ura, minunat! Dar stai puțin! Nu te îmbraci așa, nu? Nu e ținuta potrivită, draga mea! Ce? Oh! Ok, stai! Ăștia ți-ar sta grozav! Ai încredere în mine! Super, mersi! Deci, practic, așa se rezolvă problema! Nu mă pot concentra la mate acum! Oh, e nasoală treaba! Hei, ai gumă? Ce? Aia, stai! Ce zici de asta? Oh, mersi! Nicio problemă! Mult mai bine! Nu mai am nevoie de asta! Scuze, nu-mi pare rău!
Ah, în sfârșit s-a terminat. Am șters-o. Sau poate că nu. Chestia asta e lipicioasă. Ce scârboasă e! Jasmine! Trebuie să plecăm, dar te voi aștepta și o veșnicie, iubito. Ce mă fac acum? Ajutor! Am o urgență cu guma asta. Stai, calmează-te! Am o idee! Blugii ăștia au nevoie de puțină iubire. Adică de simbolul iubirii. Acum decupează pe lângă gumă. Scoate decupajul. Apoi pictează zona asta. Dar nu uita să pictezi și inima. Acum pune-le la loc, dar într-un alt mod. Folosește niște ace ca să o agăți acolo. Super! Zici că e o pereche nou-nouță de blugi. Și nici urmă de gumă de mestecat. Mulțumesc! Nici o problemă! Pa, pa! Haide, grăbește-te! E propriul meu spațiu, vezi? Stai! Ia uite! Nu e așa că arată frumos? Vrei să vezi cum e? Poftim! Ia loc! O să te fac să arăți fabulos! Prefer toamna sau iarna? Eu cred că ești fană vară! Stai o clipă! Gata! Oh! Ce mi-ai făcut? Știu, a ieșit minunat! Fața asta? Nici gând! Stai! Chiar nu-ți place? Dar am muncit din greu! Trebuie să dispară! Am o idee! Wendy? Alergiile își fac de cap! Da, sunt doar alergii! Plângi! Nu vreau să-ți rănesc sentimentele! Stai! Asta e o ștampilă? Sigur îmi e utilă! Oh, da! Hei, vrei să o încerci? Ce? Unde ai găsit chestia aia? Ce este? Bine, privește și învață! Ești gata? Mai întâi înmoaie un fard alb! Apoi alege un loc pe fața ta! Eu mi-am ales pleoapa! Dar nu am terminat încă! Folosește o pensulă fină ca să umpli! Poți să înmoi iar pensula? Aproape am terminat! Folosește roșu pentru fundă! Ai grijă să nu depășești conturul! Acum colorează și cealaltă parte! După ce ai terminat, folosește negru pentru a contura funda! Ce zici de niște ochi de pisică? Deja începe să prindă contur! Vrei să obții o linie clară! Tușele mici și precise sunt esențiale! Folosește pensula pentru a face mici liniuțe sub ochi! E timpul pentru un strop de strălucire! Ok, multă strălucire! Hei, de ce nu, corect? Penseta te ajută să le aplici ușor! Cele mici și transparente pot fi puse pe pleapă! Ok, ultima! Un pic de sclipici și în colțuri! Nu uita de partea de jos! Gata! Arată la fel! Wow! Super tare, nu? Mult mai bine decât înainte! Nu-i așa? Vrei să încerci? Wow! Dă-mi aia! Super tare! Vreau și eu! Ia banii! Se pare că ești la mare căutare acum! Sunt înarmată și pregătită! Să începem! De cât timp învăț? De o oră? Ajunge! Stai, ce era nucleul? Aici e! Mai bine țin minte pagina asta! Mă simt mult mai bine acum! O să-mi mulțumesc mai târziu! Trebuie să plec! Bună! Ai un creion în plus? Sigur, da! Poftim! Mulțumesc! Trebuie să plec! Pa, pa! E atât de drăguță! Stai! Nu pot să cred că am făcut asta! Stai, era pagina asta? Nu o să se mai întâmple iar!
Merge asta! Criza evitată! Sper că nu am întârziat! Au, un dolar! Cine găsește păstrează? Da! Ok, trebuie doar să mă concentrez. Oarecum! Unde a dispărut dolarul? O fi căzut sau ceva de genul ăsta? Stai, aud foșnete! Nu cât sunt eu aici! Ce naiba? Nu sunt permise cărțile! Hei, psst, aici! Wow, cum ai făcut rost de asta? Pagina-i salvată! Ce drăguț! Se pare că voi lua un 10 până la urmă! Gata și gata! Ce ușurare! Mulțumesc! Mă rog! Aproape gata? Bună! Uite! Am luat 10! Dar spune-mi, cum ai făcut asta? Oh, cred că aș putea să-ți spun! Ia o bucată de hârtie și împăturește-o într-un triunghi. Apoi taie bucata asta. Acum îndoaie iar triunghiul. Și iar! Pliază clapeta asta în jos și apoi partea din mijloc. Acum bagă așa bucata de sus. Și pliază iar zona asta. Gata! Acum întoarce obiectul așa. Bun venit, Hello Kitty! Nu uita de urechi! Și de fundiță, normal! Apoi pune-o pe pagina dorită. Se potrivește perfect, vezi? A fost atât de ușor, nu? E genială! Vino! Am o mulțime de trucuri!